Asta e doar o parte din... Nu e de zicei tu că e borniță, am zis că e borniță prima oară. 45 de kg. O molinetă a cam fugit de pe baltă. O, mi-a El Caraso. Ia uite cărăselul ăsta frumos. Și suntem pe lacul Țâncăbești 2. Ma. Să aduci altul, bă. Băi, băiatule, bă, că poate să tragă de ea. Bă, ce tip de pește stau în capul ăsta? Pe mijloc în buza de jos? Ei, vă salut, fratele Conacu, și bine v-am regăsit la un nou vlog, un an, pe acest canal, bă, tată-mi era prea dor, mă, ca să vin, mă, la o partidă de pescuit, să vă iau și pe voi cu mine. Și este timpul... Stam, bă, dați-mă unde plecați, că nici n-am băgat bețile în baltă. E Vlăduțul care se joacă cu ele, dar v-am captat atenția. Bine v-am regăsit la o nouă partidă de pescuit pe acest canal. Rupeți butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal, follow pe Instagram, Conacu Oficial și fiți atenți. E cea mai frumoasă partidă de pescuit pe care ați văzut-o la mine pe canal. Bam! Cu ce putem să începem? Altceva în afară de nadă. Și suntem pe lacul Țâncăbești 2. Nu știu dacă știe toată lumea, însă vă aduc eu la cunoștință. Gabriel de la Dei cu Apă. Dacă nu știe, poate afla chiar în videoclipul acesta. Corect. Gabriel de la Dei cu Apă, de la Țâncăbești, a scos minunăția asta. Asta e doar o parte din toată minunăția. Ok. Am venit și eu. Ce se întâmplă, Conacule? S-a încălzit afară. Deja avem o temperatură de 30 de grade. Plus. Apa s-a încălzit și ea. Corect. Avem niște variante de nadă. Astea sunt pentru feeder. Pot fi folosite peletele și la momitor. Să amestecăm. La finețe. Da. Și asta se poate folosi pe momitor. Bun. Acum, ce se întâmplă? În perioada rece a anului trebuie să folosim o nadă bazată pe făină de pește. Acum că s-a încălzit, putem să folosim și alte variante de nade. Adică o nadă cerealieră. Făcută din mai multe chestii. Uite, aici ți-am pregătit o nadă pentru feeder. Scopex se numește. Care are în ea și făină de alună tigrată. Și mai am pentru tine pregătit, Conacule, ca să și nădești cu lanseta, că n-ai spomb, ai venit nepregătit. Nu e de zicei tu că e borniță, am zis că e borniță prima oară. Asta o legi pe firul principal, îți faci bulgări de nadă, legi pe lansetă și dai cu lanseta și arunci. Dacă nu te descurci, vedem. Da, hai, poate te descurci. Eu zic că încerc, eu oricum încerc. Avem acvariul. Dacă avem timp, după facem și cu montura. Facem. Eu zic că e destul zoom și acum să înceapă nebunia. Cam așa o să arate. Mamă, dar ce bine arată. Și ai pus. Și acum mai aveți. Dar uite ce frumos s-a întins pe lângă ea, vezi? Hai să vezi când începe acum. Hai, și dacă... 3 metri adâncime. Dacă îi dau eu curent așa? Păi îți dai seama. Ce adâncime are apa? Păi aici e puțin mai mică, dar oricum are undeva la 2 metri în medie. Ok, și adâncimea maximă? Dar peste tot, pe toată suprafața lacului și nu numai pe lacul Țâncăbești, pe orice lac te vei duce tu, o să găsești și structuri, praguri, unde apa e mai adâncă, gropi și așa mai departe. Uite, bazinașul ăla mic acolo, când l-am secat ultima oară, am găsit în el 20 de gropi, se bate doar de crapi. Păi și cum sapă crapă? Păi simplu, se duce acolo și dă din gură și sapă, și sapă, și sapă, și sapă. A început să sară din nadă, ia uite-te ușor, ușor, uite cum ies particulele, se dizolvă. Înțelegi? Vis-a-vis de... O chestie importantă, rădător, la lacul Țâncăbești 1 și la lacul Țâncăbești 2, în momentul în care ajungi pe lac, poți să-ți achiziționezi orice tip de nadă vrei tu, plus alte chestii, cum ar fi tricouri, cum ar fi monturi, etc. la recepția bazinului, bazinelor, că sunt mai multe. Ia uite Conac. Ce mai putem să facem noi, da? Gata, deja ai scos artileria grea. Uite norul, băi. Deci pentru asta sunt și aditive ăștia. Și toate astea la un loc. Bă, scurge de pe ea prima oară. Și ce crezi? Bă, dar am uitat să-mi aduc o găleată de palune, de porum, de... Stai mă așa, da mă, da, ce vrei mă, ia. Ia uite-mă, na. Păi da mă bine, dar mi le-ai adus mie, că-s Conacu și că filmezi, dar... Le găsești la vânzare, mă, 50 de lei găleata asta de porumb și alunele astea 94 de lei găleata de 5 kg. Preț mai bun și decât la Decathlon, ești nebun la cap. Uite cum arată, bă, băiatule, bă. Și te duci și o dai direct de acolo. Ce să mai... Mamă, îți dă mâncare? Da, mă, da. Opriți clipul acum, scrieți în comentarii cât pește credeți că o să prind în 24 de ore. Doar 24. Vă pun eu timerul pe ecran. Eu spun că o să am undeva la vreo 45 de kg. Doar atât, nu? Bă, lejer de vară, 24 de ore, că eu mai și dorm. Păi și de grătar de asta nu mai te ocupi. Păi e papadată, păi și când mai ai timp și de atâta pești? Păi cum, mă, că eu stau, el să ață, ia uite, am și aici stățiuța și gata. Da, mă, da, e perfect. Hai să le băgăm în apă. Le băgăm în apă? Urmează să vă prezentăm echipamentul, tata, let's go! Hai să prezentăm echipamentul. Bă, eu nu sunt foarte sofisticat la pescuit, așa că am de ceva timp, de aproximativ 2 ani de zile, 2 gemene. Lanseta, sper să nu greșesc că nu sunt foarte mare pescar, dar nici foarte mic. Lanseta este un Shimano Velocity de 3,2 cu o mulinetă echipată Ultegra XTD 14000. Asta e combo-ul pe care îl folosesc, momitor, pop-up, eu îl bag un pop-up de 6, de 8 maxim, nu prea folosesc pop-up-uri mari, chiar dacă se spune că momelă mare, pește mare, nu sunt adeptul la boile surdarea mari, 20, 24, nebunii. Asta este prima lansetă, Vlad, ajută-mă te rog, a doua lansetă, numai că aici avem și un story time micuț, asta e a doua lansetă, același monstru, da, Shimano, uita, Velocity 3,2. Nu mă, e 2,75, nu e 3,2, am mințit. Numai că aici avem o problemuță un pic mai mare și anume acum 10 partide, să spun, o mulinetă a cam fugit de pe baltă. Unde a fugit nu știm, sperăm că în apă, că dacă era cineva în buzunar mă supăr rău. Așa că de data asta am o mulinetă, Doamne ajută și păzești. La fel, un momitor pus, firul să nu aibă opritor, să culiseze, bam. Și elementul surpriză, dar la asta nu i-am pus nimic, încă o să-i pun unul de la de feeder. Asta e lanseta iubitei mele Irina, se numește Albăstrica, e o lansetă de răpitor, e de ștucă, nu? Da, are pe ea fir textil, a scos, cred că cel mai mare pește scos cu ea are vreo 10-11 kg, ceva de gen. O mulinetă Black Tena, ceva chinezării, nu contează, asta pescuiește Irina cu ea, dar mai pescuiește și eu din când în când, când se plictisește Irina după 2 pești. Aproximativ. Trecem mai departe. Mulțumesc, Vlad. Am un rodpod. Bă, nu știu marca lui exact, ce nație e. Sârgă, ceva de gen, dacă știți voi mă completați acolo pe comentarii. Însă știu ce senzori am. SRS, Siren, am 2 senzori, 2 buzbari, 2 senzori SRS. De-abia am schimbat bateriile. Fun fact, ultima oară a fost la ora 8 dimineața. Am avut frâna strânsă maxim la o lansetă și din păcate l-am găsit în apă. Cu tot cu lansete, tata. A stat vreo 2-3 ore, a prins dimineața în apă. Hai să vă arăt restul. Restul însemnând cortul meu, rapid tanker de la Carpelan sau de la mama măsii de unde e. Bă, ce-mi place la cortul ăsta, după ce l-ai scos din lotundul lui, a bobuit, a făcut singur, că ai băgat ăia și au tăltat. Am și plață de țânțar, n-am acasă plață de țânțar, dar am la cort. Uite, plață de țânțar, am și hol în el, să pot să-ți lași adidat și înăuntru lui a urtat. Așa m-am pregătit-o de partida asta, nu e nici foarte mult, nu e nici foarte puțin, însă eu zic că o să-i rup gura, ca de fiecare dată. Important e nu să prind eu mult pește, ci să prind mai mult cauții. Bă, mă uit la asta, la asta, la asta, la asta, da, la asta, la toate. Da, bă, tată, da, n-are niciuna numele meu pe ea, dar ce mă, eu nu pot să am și o nadă, mă? Pe asta ta nu e aici, mă. Nu e aici? Păi dacă ai zis că vrei să fie spicy, vrei să fie cu tare, să ai cu tare, cu tare, păi crezi că facem așa? 10.000 de like-uri și dau drumul la nada conăcească, dacă vreți și voi, îi dăm, dacă nu, oricum îi dăm. Sau mai bine îi dăm. Sau mai bine îi dăm. Ca să înțelegi că asta merge folosită și pe momitor, chiar dacă e de feeder, ai înțeles? Ei făcut așa frumos, bam, bam, bam. Și ca să fie pace, aici mi-a plăcut când ai zis să culiseze normal pe tot firul principal, ca să nu se încurce în lansare, îl prind și pe ăsta aici, mă, așa. Ai înțeles? Aha, îl integrezi acolo. Da, mă, da, ai înțeles? Să nu se încurce în lanseu. Se întâmplă să se încurce în lanseu? Se întâmplă, normal că se întâmplă. Ăsta oricum are rigul scurt, dacă ai idee. Ok. Fac și când a început să dizolve, hai, bubuia. Gucci Gaming. Ui, șarpele! Ai, mamă, mâncate! Auleu, băi! Ce, bă? Vezi că mi-ai dat toți ăia care înțeapă. Stai, bă! Mamă, ce e asta, bă? Băi, băiatule! Oh, mi-a electrocutat! Bă, stai, bă! Cădeam în apă. Ce e, mă, electrocorditorul te-a atacat? Ia uitați-vă! Mamă! Ia vezi! Dă, bă, să dau și eu, bă! Ia, dă-i, bă! Bă, dar, mamă, aici e apă la mine! Oh, ia și alune, dă-i și alune! Mi-a intrat în gură! Aici o dăm direct. Mamă. Ia desfă asta. Ia, mă, ia. Uite, mă, mi-a intrat în picior ăla, mă. Bă, ești nebun? Stuf. Doi băieței. Mamă, ia uite ce acolo. Merge. Gustă, mă. Nu gust, bă. Ia, mă, și gust. Nu gust, bă. Ia, mă. Ai mâncat-o și mai rău. Nu este condință, vezi cum e. E bună. Aia zic. Deci ca și cum, deci ai pus bulgările frumos acolo, faci un bulgăraj mic și o arunci la fel ca și cum ai și montura, mă. Ai înțeles? Să ai grijă când o dai pe spate, dar mai lasă puțin, să mai mulinezi puțin, să recuperezi. Așa, tăti, cu dă-i, atât. Oricum trebuie să dai încet cu asta, să te obișnuiești. Așa, și acum ce fac? Păi te lași pe spate, mă, conacule. Cu ea? Da, mă. Ia vezi, te descurci? Și unde o dau, mă? Acolo, la salcia aia. Dacă nu te descurci, asta e, mergem și dăm direct cu mână. Băi, băiatul, eu mă arunc în apă, bă. Păi nu tu, mă, aia trebuie să ducă în apă. Uite, mă. Ai văzut? Așa, mă? Da, păi, da, mă, dar e lanseta mică, mă. Da, mă, da, și trebuie să dai mai tare. Păi ce mai tare să dai cu asta? Hai, recuperează repede, că vine pe la suprafață. Hai, dă să încerc și eu. Ia, mă, ia, că e lanseta mică, nu ajunge acolo cu ea. Păi, normal că nu ajungi, da? Tu ai impresia că ajunge acolo. Mergem prin stuful ăla, dacă e. Deci eu mi-am făcut singurel cu mâna mea două dalea, mi-am lansat undițele, le-am băgat lansetile acolo, am și dat nadă, ați văzut? Acum aștept să tragă peștele, eu sunt pregătit. Ia uitați-vă, du-te pe el, du-te pe el. Au ușor din spate, dar e ok. Ia, băiat. Ia, vezi? 3 metri dai. Măcar 2. Ia. Bă, da, cu lansetuța asta ce mai vrei? Ești nebun? Corect. Și câte da să-i dai? 100.000. Hai, eu 50, tu 50. Băi! Ce să fac, bă, tată, că i-am dat drumul la grătar. A venit și cu guliță, că nu l-ați mai văzut de mult, cu Carmenita. I-am dat drumul la grătar, stă grătarul ăsta, zici că e capra de aia bătută, fără mâncare, fără nimica. De pescuit am pescuit nimic. Dar vreau să vă fac un update la ce face Uțanus. Fiți atenți. Deci, am venit, am schimbat 4 vorbe, bam, bam, țam, bam, după care s-a băgat pe telefon. Că lui îi place TikTok-ul, e bine să vorbim, că așa suntem ca frații, nu bebe? A, Uță, iartă. Așa, am zis bebe din greșeală. Ia uitați, s-a băgat la pescuit, la finețe, acolo, frumos, pacul, cu, hau, le-a aruncat, n-a tras nimic. Eu, ca ultimul boschetar, am nădit la vreo 80 de metri, arunc de mână 40. N-ajung pe patul de nadă și le-a băgat pe alea. Am vorbit și noi 3 vorbe, s-a băgat pe telefon, după care a zis că se odihnește pentru diseară. Deci fiți atenți că a început diseară acela, Iotăl, da? A început diseară. Să le vedem, el până la 2-3 noaptea, el nu doarme. Și a băgat băiatul meu, ia uite-le, pac, lansetili de crap pe senzor. Ca lumea, țuță. Le-a băgat, le-a pus și pe alea două, s-a băgat la somn. A rămas eu. Ce pot eu să fac decât să dau drumul la un șpriț? Am făcut și un live, am făcut și un șpriț. Am luat ceva? Nu, decât un singur carază, l-ați văzut de 1 kg, 900 de grame, 1 kg. Acum eu cred că noaptea îl bubuim. Dar eu am apucat de grătare zburg, că am făcut noi într-o zi niște pastramă, că știți că n-am putut să o luăm dimineață. Și acum Dumnezeu cu mila, dacă nu prinde pește, mi-e rușine să postez acest vlog. Nici nu știu dacă îl postez pe acest vlog. Că e al 4-lea vlog pe care îl filmez și nu-l postez. Hai fi dentis. Hai, caraz, mă. Hai că-l țin așa. Ai văzut, mă, firul ăla? Dar nu mai pot să mai strâng, nu mai pot să mai iau fir. Ți-l dau sus așa, hai, uite-te pe el. Stai să văd ce s-a întâmplat aici. Ma, ce e aici, bă, băiatule, bă? O fi tras mult de el, mă, tată. Ce e aici, mă, mâncați și gurat? Îți dai seama cât a tras ăsta de el? Că ăsta n-avea niciun sens, le-a pus între el. Hai zic că mai am vreo 4 de ăștia. O 5 de ăștia, mai am 4. O, un kill și e baban. Astăzi eu sunt omul carasului, ești nebun. Ia să vezi, tata, acum. Da, tata. Mamă, de unde te puneam pe grătar acum, direct, dar... Big caras, ești nebun. Ce-ai căutat tu, mă, la unul să-l aduci pe tactul? Cu de să dai de la somn? Du-te, bă, tată, de unde venim. Hai să le scot dacă tot le-am smâzgăit. Eu m-am dat pe de-asta argentie, aurie, maronie. A trecut peste el, mă? Da. A trecut peste asta. Hai, poate scot iar un caras, că nebunesc. Anul carasului, vorupii. Aha. Eu tot încerc să-l aduc încoace, știi? De-aia trăgăși. Se aduc între ele. Da, uite, văd că mai carasul, tata. Hai înapoi. plecat. O să-ți bate ca un crap, dar nici caraz nu e. E că s-a dus peste asta la altă acum. Da, e peste ea mult. Dar cum a trecut el peste ea, nu înțeleg. Că trebuia să-mi iau apa asta cu mine. Da, mă rog. Ia uite-l mă cum trage. A venit la mare lic. A venit la mare lic. Vezi? Hai bă, carasule, bă, hai bă, pomal, bă. Ești nebun, Conacu, spaima carașilor, ești nebun. Mare. Da, e mare caras. Ia uite-l. Ai văzut? Crăpcean, mă. Are două chei. Wow! Le-a sfințit Uțanul. Ai dat cu mâna bună. Ai, 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 ai. Mamă, ce guriță frumoasă are băiatul. Ce să mai plece ăsta, mă, de aici? Ia uite-l. Niciodată, bă. Trebuie să dăm niște antiseptic frumos. Ăsta crește. Oh. Da, la lungheț. Ia uite-l, bă, tată. Stai, mă, băiatule. Să aduce altul, bă. Mai mare și mai frumos ca tine. Bă, vezi că nu e murdar deloc, ești nebun. Are aici o chestie. Sperăm că vine încă unul, bă. Doi carași și un crap. Crapul ăsta la 3 kg, cam așa, 2 kg jumate. Are 3 ăsta. Bă, nu o să simte acum. De cât timp am băgat-o? Asta e... nici n-ai scos. Ce-am făcut? Ba da, am scos-o, asta am arcat-o. A, cred că mi-a scăpat. Da. Cred? Poate a venit, dar ori e iar caras, că nebunesc. Nu, mai simt, nu știu. Sau? A, da, caras. Da. Another caras. Aută-l. Doi plătică, mă. Plătică, da. O plătică, doi carași și un crap. Hai să vedem. Da, mă, tată, o să scot ăsta. Nu vrei tu să scot ăsta? Au, ce frumos te-ai prins. O plătică a la 1 noaptea. Băloasă, pe asta nu pupăm. Mă rog, hai să-i dăm drum. Opa, așa. Atât. Mamă. Ulduluc, nici n-am văzut. Ori carasul l-am scăpat, nu știu. Dar eu zic că e caras. Da. Spaima carașilor mă cheamă. Ah! Pâr! A scăpat aceea. Da, păi... Hai, pisă, hai, pisă. Oricum era cărășel. A, mă, nu te duce peste asta, mă. Trag un pic în stânga, că... Ia aia, dar am dat-o... Nu știu dacă e aia cu nada nouă. Paricelă? Nu știu, dar trage de ea. Am dat-o un pic de fir acum. Să nu se bage pe sub aia. Vino încoace, nu te băga sub aia. Ia uite-mă, dracu. Ei, ce-am mal. Îl aveți, Marta. La a ta. Am. Hai, tată. Hai, luăm și noi un pic de aer. Ia uite, mă, dracu. Vreau să-l zmucesc. S-a băgat pe sub asta bulangiu. Uite, bă, ce trage asta de mine, bă. Îl vezi? Da. Bă, da, nebunii, ce trage, mă. De uite, mă, îl iei? La mine. Sau la tine, nu știu. Ia uite, bă, al dracu, bă, ce mă chinuim. A? Nu te știu cum trage de iaut. Și e și pasta plastă. Bă, da, uite, bă, cum trage, mă. Bă, ce... Bă, uite, bă, ce mă chinuim. Mi-e și frică că sunt cu camera în mână. A, asta așa. Stai ușor. Ha, mă, mamă, mamă. Mă, că nu-i mai dau fir. Mai dau fir, dar... Deci nu vrea sus. Băi, băiatule, bă, că poate să tragă de ea. Uite-te pe fir. Uite, fix când se ia aer. Ce, mă, băiat. Ia vezi, mă. Hai că-l țin sus. A? Bă, ce-a tras de ea, bă. Dar și eu m-am jucat cu... M-am jucat cu el. Aoleu. E mică? Ce facem, băieți? Respect în dama. Bă, băieți. Cât e, mă, ceasul? Oho. Aproape 3. Oi, respect în dama. A intrat pe patul meu de nadăuță. Ce să fac acum? Uite-l de l-am luat, tată. Am buzic. Ce să mai scap tu de aici, tăticule, că... Să-i dăm antiseptic bunul ăsta. Oh, mai flăcăule. Măi flăcăule, mă. Uite-l, mă, tată. 4... Spre 4 kg, 3 kg și jumate. 3 și un pic. Cam așa. Neața. M-au luat muce seara. Nici vocea nu-și revine. Peste n-am mai prins, dar am dormit bine. E ora, ceasul, cred că 9. 9 dimineața. Pe picioarele mele zici că sunt chirpici. Hai să continuăm partida, tată. Bună dimineața. Ca să înțelegeți, dimineața asta noapte, că toată noaptea. Deci toată noaptea am pescuit undeva în zona aia acolo și am intrat 2 crapi, 2 carași și o plătică, deși eu nădisem acolo. A prins foarte lejer și aici, probabil a venit el așa migrat, hap. Mă, nu chiar, stai că mă uitam în cameră, nu chiar fix în mal, dar vedeți și voi acolo unde e aia verde, fix acolo, am pescuit aici. Acum refacem un pic nada și mai dăm mai în continuare. Mi-am pus mănușile în dimineața asta că nu mai pot să mă spăl la teori pe mâini. Mi-e dor de o cafea, mi-e poftă de o cafea. Ce fac în dimineața asta? Am mai pus, am umectat un pic nada aia de ground bait usturoi. Mai combinat din ce nu aveam nevoie, dar am mai început uțanul, o pungă de aia, o pungă de aia, o pungă de aia. Am niște de-alea și am umectat-o bine și au ieșit niște bulgări cu de toate. Și am pregătit catapulta. Da? Ca să-i arunc fix unde se termină bordura din stânga, da, cimentul, și în dreapta, vreo 5 metri, sunt niște de-alea căzute, vezi, niște betoane căzute în apă acolo, vezi? Da. Exact, ăla e focusul meu, deci dintre ăla până în ăla acolo. Și am pregătit catapulta, dar catapulta nu o folosesc eu, pentru că eu am acces la mal acolo. Și am pregătit-o lui Uțanus ca să mă omească și el mai în față. Și o să fac bulgări cât pot eu așa până să umple toată asta. Mergem, luăm o cafeluță, 2-3, ne întoarcem cu ele, aruncăm bețele. Mergem pe partea altă, pâc, 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 nădim și așteptăm să intre peștele. Ca așa, că dacă dau de acum, poate mi intre peștele când sunt la cafea, tată. Că n-ai de să știi. Până acum ne-am mișcat bine. Am luat 2 carași, o plătică și 2 crapi. Sau 3 crapi. 2 crapi. 2 crapi, cred eu. Oricum se vede pe filmare. Aro, frumușel. Fiind căldura asta, am luat-o să nădim. A venit Vlăduțul de la banchet, s-a dansat, s-a băut, s-a distrat și acum mergem să aruncăm nada acolo. Prima chestie pe care am făcut-o, Vlad, când m-am trezit, m-am băgat să fac bile de asta. N-am avut ce face. Și toate astea. Ia uite-l. Și nădim de aici încolo. Și acum le aruncăm care cum apucăm. Poate dăm iar de vreun carcalac de la că mă ia cap. Și eu. Bam! 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 Astea sunt chiftele, aute-le. Chifteluțe le-am făcut și că e plastilină, ești nebun. Și acum trebuie să intre peștele. Eu am fost plecat să aduc niște ghețulică, dă știu gheața jos de spate să nu se topească. Iar bibica mea, ia uite-l pe fonficu, bibica mea a prins cu Uțanul un pește. Da, de mușcă. Da, de mușcă. M-am contrazis cuță dacă e... Că el a zis că e biban, eu am zis că e știuc. Bă, ce tip de pește stau în cavajul ăsta? A? Ce nație de pește ăsta? Astea două lansete, după cum știți. Asta. Și mă să mă duc să bag mâncare. Și Uțanul l-a băgat tot lângă mine aici. Dați un salut pentru YouTube. Salut YouTube, salut YouTube. Uite-mă, pai mei. Ia uite. Hello, hello. Vă pup, bă, vă pup, bă. Ia uite-mă, dau cu trandafir, dau cu toate. Că mi se închide telefonul imediat. Să oprește și live-ul. Facem outro-ul la vlog. Se strânge. N-am outro să fac, că sunt supărat că plec. Și nu vreau să plec. Așa că nu fac outro. Se strânge. Hei. Cum te simți că plecăm? Nașpa. Vrei să mai mergem la pescuit? Ca idee. Vezi Dumnezeu ăsta mare, cât de mare e. Asta e albătrica, e norocoasă lui Irina. Bă, și cât a stat asta acolo, bă. Ai zis tu că acolo lași. Deci, bă, las-o acolo. Bine că n-ai scos-o mai devreme. N-am scos-o, uitasem de ea. Îmi vroiai să scoți. Am salteaua de primire pregătită. Noi am vrut să vă dăm un outro cu Irina, dar se pare că aveți un outro cu mine. Mai aveam masa, lanseta asta și cu cordul de strâns. Și am început să trag asta, nebune. Bine, și mie îmi place să-i las frâna asta scoasă. Acum începe. Acum încep. Asta aici să trag. Pe noapte. Vezi să nu ți-o duc în salcea aia. Noi, ce se poate face? Ia uite. Da, mă, dar e mai mare asta. Ce outro trebuie să fac mai bun decât ăsta? Uite-l. Da. Să rămână la băstrică, nu? Irina e gen, Albăstrica mea. Oi, 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 mamă. Acum începem, mă, că ești gura lui acolo, pe patul dănat. Zi două vorbe. Hai să vedem unde l-am țepat. Pe mijloc, în buza de jos? Caviarul corespunzător. Caviarul-i caviar. S-a scos băiatul. Ați? Ați? Hai să dăm cu apă. Hai, dă-i cu apă. Hai, Conacu. Hai să-i dăm un pic cu apă. La frumusețea asta, că mi-e place. Are partea dreaptă bună mereu. Au, stai mă tatu, stai mă. Stai mă tăticule. Ia uita-l mă tată. Ioi. Oh, mamă. Mă băiatule. Ne vedem la următorul vlog. Like, subscribe, follow pe Instagram Conacu Oficial.